Suntem, dragi telespectatori, la Târgul Meșterilor Populari. Probabil vă întrebați unde ne aflăm în acest moment. Vreau să nu vă fac prea invidioși, este aer curat, este frumos și unde este mai plăcut la munte, nu? E zonă de munte? Da, e coalele munților Nemira, nu? Din așa. Stațiunea Slănic, deci, Moldova. La Slănic, Moldova, împreună cu o doamnă extraordinară, etnograf, da? Care ne va spune lucruri interesante despre tot ceea ce veți vedea dumneavoastră în imaginele pe care le transmitem la televiziunea noastră. Să românile, în primul rând, mă bucur și vă mulțumesc pentru că aveți amabilitatea să ne acordați acest interviu. Și ce este mai frumos, să vorbim despre ceea ce știm cel mai bine noi, cei care ne-am născut, cel puțin eu, la țară, și mă bucur când văd atâtea lucruri frumoase care mi-aduc aminte de satul natal, de meșteșugurile pe care le avem continuate prin acești meșteri populari. Vă rugăm să ne dați câteva detalii pentru început despre acest eveniment. Da, în primul rând mi-ați spus că trebuie să mă prezint și atunci vă voi spune că sunt Teodosia Rotaru, etnograf, actualmente referent pe probleme de etnografie la Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Bacău. Acest festival este un festival de folclor și este în fiecare an însoțit de un târg al meșterilor populari din județul Bacău. Anul acesta se desfășoară cea de-a 24-a ediție a acestui festival și sperăm că și în viitor acest festival va continua, întrucât este o tradiție frumoasă, o tradiție pe care noi dorim să o continuăm, pentru că întotdeauna un lucru bun trebuie continuat. În ceea ce privește ediția din acest an a Târgului de Meșteri Populari, v-aș spune că este ușor, este îmbunătățită față de alți ani, întrucât participă câțiva meșteri noi pe care noi nu i-am avut prezenți aici de celelalte dăți. Sunt în același timp și meșteri care vin aproape an de an și de a căror prezență noi ne bucurăm. Trebuie să vă spun că județul Bacău este un județ în care încă în lumea satului se mai păstrează multe din tradițiile noastre populare, un județ în care meșteșugurile sunt încă prezente și de altfel noi am și publicat o carte sub egida instituției unde lucrez, o carte apărută în anul 2013, intitulată Meșteșuguri populare din tradiționale din județul Bacău, portrete de meșteri. Așa că unii dintre meșterii populari prezenți aici, dar și meșteri care în acest an nu sunt prezenți la festival, au fost incluși în cuprinsul cărții despre care v-am amintit. Dacă ar fi să o luăm din capătul în care dumneavoastră ați început filmarea, v-aș spune în primul rând, primul meșter însoțit de doi ucenici este domnul Popa Mihai, care ani de zile a instruit în arta prelucrării lemnului și a sculpturii în lemn copii, generații de copii la Palatul Pionierilor din Bacău și care actualmente este profesor la Școala Populară de Artă din Bacău. El a palat care s-a transformat în club al elevilor. Club al elevilor, da. Mă rog, denumirile astea nu-i neapărat. Important este că acolo copii din orașul și din județul Bacău au fost instruiți ani de zile în această artă. Unora dintre ei le-a plăcut atât de mult încât continuă acest meșteșug și după ce au terminat cursurile respective. Faptul că din acest an domnul Mihai Popa, mă iertați, a început să predea la Școala Populară din Bacău este pentru mine, cel puțin personal, o garanție că acest meșteșug, cel puțin în zona noastră și mai ales în orașul nostru, nu se va pierde cu desăvârșire. V-am spus că pe parcursul anilor
au fost foarte mulți meșteri instruiți la Școala Populară de Artă și mă gândesc doar la două nume, la sculptorul, cel care i-a format, sculptorul Alexandru Huțanu, care a creat o adevărată școală la Bacău, și apoi la urmașul său, profesor, învățătorul Ion Tăbăcaru, care actualmente lucrează în Italia și face și acolo lucruri frumoase. Chiar am avut ocazia, odată când am fost în Italia cu expoziție, să-l întâlnesc la Torino, acolo unde locuiește și muncește, astfel încât arta noastră populară este cunoscută și pe alte meleaguri datorită meșterilor din județul nostru. Urmează apoi doi sculptori în lemn, în piatră, mă iertați, tată și fiu, din familia Ghitiu, din Oituz. Ei sunt urmașii sculptorului Ghitiu, un sculptor pe care l-am cunoscut și care a fost inclus în cartea noastră. De altfel, toți fiii lui, cei trei fii ai acestui sculptor, urmează meșteșugul tatălui și zic eu că îl urmează cu pricepere și cu multă dăruire. Prezent în expoziție este și Ionuț Budău, un tânăr care este inginer, dar care a deprins meșteșugul confecționării vaselor de lut, deci meșteșugul orlăritului, de la bunicul său Victor Osoloș din Oituz. Și v-aș spune că Oituzul a fost până nu demult o importantă vatră de păstrarea meșteșugului olăritului, și când spun fac această afirmație, mă gândesc numai la faptul că în perioada interbelică, spre exemplu, numai la Oituz existau un număr de peste 300 de meșteri olari. Actualmente majoritatea din ei au decedat sau au renunțat la practicarea meșteșugului datorită vârstei înaintate, și Ionuț, deși este inginer și deși nu locuiește în Oituz, ci la Târgu Secuiesc, continuă totuși acest meșteșug pe care l-a deprins de la bunicul său, și spun eu că face un lucru frumos atât în memoria bunicului său, dar și în memoria sutelor de olari care au populat de-a lungul secolelor localitatea Oituz. Pentru prima dată la festival este prezent un sculptor popular, este vorba de Vâlcu Marcel din Cașin, care sculptează icoane în lemn și care, să spun eu, dă glas și sentimentelor noastre religioase, îmbinând utilul cu frumosul, dar și cu frumoasa noastră tradiție în materie de religie. Urmează apoi o prezență, să-i spun, puțin mai numeroasă. Este vorba de patru meștere țesătoare din comuna Oituz, o comună foarte bogată în tradiții, și an de an ne-am bucurat de prezența unor meștere precum cele prezente și acum. E vorba de Boacă Ileana, de Covaci Tereza, Balint Ileana, și an de an a participat și doamna învățătoare Anica Fichioș, care anul ăsta din motive personale nu a participat, dar în locul ei a venit o altă doamnă, Butnaru Silvia. V-aș spune că țesăturile din comuna Oituz au, știu eu, o caracteristică specifică acestei zone, și anume, pe lângă țesăturile lucrate cu din lână, vopsită în culori de anilină sau vopsite în culori vegetale, așa cum face doamna Anica Fichioș, foarte multe din aceste țesături sunt lucrate din lână în culori naturale, deci lână așa cum este ea luată de pe
oaie, numai că bineînțeles prelucrată, și v-aș spune că armonia cromatică a acestor lăicere, covoare, acoperăminte de pat sau de fotolii, este o armonie cromatică deosebită, care face plăcere ochiului, și v-aș mai spune în același timp că încă foarte multe femei din comuna Oituz lucrează astfel de țesături, ori cu scopul de a le comercializa sau pentru a face zestre fetelor și nepoatelor lor. La Oituz am văzut încă femei care lucrează catrințe, care lucrează brâie, bârnețe, deci tradiția este încă prezentă și este în forma ei pură, așa cum se practica încă de sute de ani. Avem apoi un meșter popular și de această dată este vorba de un băiat, de un bărbat, de un domn școlit, absolvent al Facultății de Economia Turismului din București. Este vorba de Marian Lungu, care și-a încropit o asociație și care lucrează alături de mama sa, de femei din sat, costume populare, din grupa obiectelor care fac parte din costumul popular, fiind vorba de cămăși, de catrințe, de broboade, pantaloni, broboade mai puțin sunt cumpărate, bârnețe, bete și bundițe și cojoace pe care Marian, dar și împreună cu ajutoarele lui, le lucrează, și v-aș mai spune că el lucrează și pentru diferite ansambluri folclorice din județul Bacău, fapt care este o garanție pentru noi că arta populară va fi păstrată în elementele ei, să-i spunem, cele mai pure și frumoase, și că frumosul până la urmă va birui. Standul în fața căruia eu mă aflu în acest moment este unul din cele mai frumoase standuri. Da, este tot un stand consacrat portului popular și care este al ansamblului folcloric Busuiocu, pentru că trebuie să vă spun că acest ansamblu, care funcționează sub coordonarea Consiliului Județean Bacău, pe lângă faptul că are o foarte frumoasă echipă de dansuri populare, o orchestră cu soliști, are și un atelier unde se confecționează costume populare specifice județului Bacău, un atelier în care lucrează destul de multe femei și care iarăși este pentru noi o garanție că aceste tradiții vor fi păstrate și vor fi transmise mai departe și generațiilor viitoare, întrucât și ei lucrează la comandă costume pentru formațiile artistice populare din județ, bineînțeles fiecare din ele specifice zonei din care provin formațiile respective, deci formațiile folclorice. Cred că este momentul să-l nominalizăm aici pe domnul Vlase, da. Să-l salutăm de la microfonul televiziunii Exclusiv TV și să-i dorim în continuare multă putere de muncă, pentru că are în spate o carieră extraordinară și datorită dânsului, sper că dumneavoastră ne puteți confirma, au evoluat generații de artiști, dansatori, soliști vocali, meșteri populari și așa mai departe. Da, întâmplător mă cunosc cu domnul Vlase de acum vreo 41 de ani, de când am început. Aveți vechime mai mare ca mine. Da, de când am început să lucrez ca tânăr muzeograf la muzeul din Bacău, și pot să vă spun că am avut întotdeauna în dumnealui un sprijin. De câte ori am avut, să-i spun, nevoie la o manifestare a muzeului,
mă gândesc în primul rând la momentul în care am deschis în 2005 expoziția de etnografie de la Muzeul Județean sau când am început o manifestare care se desfășoară pe plan național, este vorba de Noaptea Muzeelor, dar și cu alte ocazii, dumnealui ne-a fost un sprijin, n-a trebuit decât să-l sun și să-i spun că am nevoie de un spectacol și dumnealui s-a oferit și ne-a ajutat și a completat astfel partea noastră de expoziție cu manifestarea folclorică cerută și vă spun, fără să greșesc și fără să doresc să-l laud în mod special, că de fiecare dată colaborarea noastră a fost un succes, fapt pentru care i-am mulțumit și îi mulțumesc în continuare și colaborarea, bineînțeles, dintre instituțiile respectiv, dintre muzeu și ansamblu Busuiocu, bineînțeles că continuă și după plecarea mea, pentru că plecarea unui om nu reprezintă nimic. Deocamdată nu. Așa, și important este ca relațiile bune dintre instituții să fie menținute. Nu în ultimul rând, anul acesta este prezent pentru prima dată, acum am făcut recunosc cunoștință și eu cu domnul Stoian Rodiu. Omul cu icoanele, da, așa cum Bacău, este numit. Da, care sculptează icoane în lemn, dar nu numai. Din câte am observat, lucrează și bâte, lucrează și linguri, dar și opinci, și să știți că meșteri care știu să lucreze opinci sunt destui de puțini din județul Bacău, nu-l cunosc eu personal decât pe dumnealui, care l-am cunoscut, cum v-am spus astăzi, și Marian Lungu, cel despre care deja am vorbit, care lucrează opinci, așa încât ansamblurile folclorice din comune, dacă doresc să-și confecționeze opinci pentru formațiile lor, pot apela cu încredere la acești doi meșteri. Cam asta ar fi panoplia meșterilor populari prezenți astăzi la festival și sper ca în continuare lumea să se bucure de spectacolul care urmează să se desfășoare aici la Slănic Moldova, un spectacol folcloric la care sunt invitate formații folclorice din județul Bacău, este vorba de coruri, de formații de dans popular sau de soliști vocali care vin să întregească imaginea aceasta frumoasă a păstrării și dăinuirii folclorului pe meleaguri băcăoane. Iată, ați prezentat pe larg tot ceea ce am filmat și noi în detaliat, putem spune, astăzi aici la Slănic Moldova. Așadar, prezentul sună bine. Cum vedeți viitorul din perspectiva acestor festivaluri care cuprind tot ceea ce înseamnă tradiția noastră populară românească? Din punctul meu de vedere, normal că doresc ca acest festival să continue, pentru că este o tradiție frumoasă și păcat ca un lucru pe care îl faci de 24 de ani să-l întrerup. De altfel, din câte am înțeles de la domnul director Florin Zâncescu, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, a existat, știu din trecut că a existat colaborare cu fostul primar din Slănic Moldova și din câte am înțeles și actuala conducere a primăriei din Slănic Moldova, care este schimbată, a manifestat înțelegere și dispoziție de a organiza acest festival și în acest an și eu sunt convinsă că succesul festivalului va fi o garanție pentru ca el să se desfășoare și în anii care vor urma. Sigur, ați menționat și numele domnului primar Baciu și profit de această ocazie să-i mulțumim atât dânsului cât și întregii echipe care au organizat acest festival și ne bucurăm foarte mult că astăzi și în zilele trecute Slănic Moldova a fost arhiv plin, deci o participare foarte bună, nu numai
cei din Slănic Moldova sau din județul Bacău, ci turiștii într-adevăr vin cu drag la Slănic Moldova. Este o chestiune care mă bucură foarte mult și am văzut că și la toate aceste standuri ale meșterului popular se opresc oamenii, întreabă, sunt foarte curioși cum se lucrează și chiar și cumpără, ceea ce înseamnă un lucru foarte bun, pentru că meșterii populari trebuie să sprijiniți din toate părțile, dacă s-ar putea. Vorbim aici de țara noastră care este bogată în tradiție și... Din fericire, da. Și trebuie exploatat acest potențial pe care îl avem. Dacă mai aveți ceva de completat la interviul nostru. Nu am ceva de completat în mod special, doar să le mulțumesc celor care participă în calitate de meșteri, formațiilor artistice și celor care instruiesc aceste formații artistice, conducerii instituției care se implică an de an în menținerea și în organizarea acestui festival. E vorba aici nu numai de domnul Florin Zâncescu, dar și de ceilalți colaboratori ai săi care lucrează la centru. Mă gândesc la domnul Nicolae Radu, care se ocupă de partea artistică, la domnul Florin Moise, la Amedeo... Deci o întreagă echipă, da. De fapt întotdeauna noi nominalizăm persoane, dar în spatele acestora sigur se află o echipă mai pentru largă. Pentru că niciodată nu poți face nimic de unul singur, întotdeauna trebuie să ai încredere și să colaborezi cu proprii tăi salariați pentru ca lucrurile să iasă așa cum vrem și cum trebuie de fapt să iasă. Oricum, plus că mulțumirile mele cel puțin se îndreaptă și spre conducerea actuală a orașului, care, v-am spus, a manifestat disponibilitate pentru organizarea acestei manifestări și cu siguranță, când vor vedea că festivalul este și în acest an o reușită, vor fi dispuși să îl continue și în anii următori, pentru că, în fond, este un festivalul se înscrie ca un punct nodal în activitățile folclorice din județ. Bacău. Iată, dragi telespectatori, o imagine cât se poate de clară pentru noi cei care iubim arta, folclorul românesc. Până la urmă este, așa cum spunea și doamna, un potențial extraordinar pe care trebuie să-l valorificăm. Nu putem decât să vă mulțumim din toată inima în numele telespectatorilor noștri pentru că ați avut răbdare să ne prezentați fiecare chestiune și vă dorim multă sănătate și putere de muncă în continuare. Și eu vă mulțumesc și nu atât în numele meu cât în numele echipei care s-a ocupat de organizarea acestui festival. Momentele pe care Televiziunea Exclusiv TV le va prezenta în continuare sunt de asemenea extrem de importante. Așadar, rămâneți alături de noi și nu uitați că Slănic Moldova vă așteaptă în continuare pentru că și astăzi și mâine continuă acest festival. Pentru Exclusiv TV, Eugen Ungureanu, la revedere! Era la Austria. Mersi. Acolo.
Nu,
Nu, nu, nu te chinui să ai mâna cu mine, nu. Da.
Thank you.
familie extensă. Я хочу её идти, я рада.